rezervele de materie primă, de exemplu, erau încă din perioada încă de până la război și nu era influențat cumva prețul atunci de achiziții ca să argumentez creșterea care este astăzi. Da, domnule Slusar, din păcate această criză majoră se reflectă cel mai mult în inflație, o vedem mai mult în inflație și în prețuri respectiv. Prin urmare, vreau să vă întreb cum se descurcă executivul de la Chișinău, în opinia dumneavoastră, iată, în toată această perioadă, în condițiile în care sunt necesare soluții care să tempereze aceste probleme, să tempereze aceste ritmuri de creștere a inflației, a prețurilor inclusiv. Din punctul meu de vedere, pe alocuri executivul se descurcă bine, pe alocuri cu mare întârziere. Și haideți să divizăm subiecte, problema plăților sociale și problema creșterii prețurilor. Dacă noi să comparăm cifrele, lăsăm la o parte Uniunea Europeană, unde tot este creșterea prețurilor, dar inflația, iată, azi am luat cifrele proaspete, 8%. Bine, Uniunea Europeană este Uniunea Europeană. Dar luăm țările din vecinătate. Ucraina, afectată de agresiunea barbară a Federației Ruse, are inflația în aprilie 2022 16%. Cum se explică această România diferență? Are 14%, Republica Moldova are 27%, dintre care inflația agroalimentară 31%. Cu toate problemele noastre, cu toate dependențele noastre de importuri, oricum, la resursele energetice nu plătim noi mai mult decât plătește Ucraina sau plătește România. Decalajul prea mare. Deci, se vede că lupta cu monopoliști, lupta cu băieți șmecheri, se duce retroactivă, cu întârziere și cu multe probleme. Da, trebuie să recunoaștem, cheltuielile sociale cresc, aici guvernul cumva încearcă, eu, de exemplu, n-am nicio întrebare față de Ministrul Protecției Sociale. Dar noi trebuie să înțelegem că avem, pe de o parte, dezechilibru economic, că creșterea cheltuielilor sociale se datorează de ajutorul din partea partenerilor externi, granturi, împrumuturi, și nu are caracter sustenabil. Toate majorările de pensii, toate aceste lucruri, au nevoie de o bază economică robustă. Pe de altă parte, noi vedem că baza economică nu crește. Sunt și motive obiective, sunt și motive subiective, dar aici este problema. Și în asemenea condiții, rolul important devine luptei cu monopoliștii. Eu sunt ferm convins și am făcut și câteva calcule că toată această inflație la 60-65% se datorează importurilor, adică este o inflație importată, dar restul sunt combinațiile și abuzurile de pozițiile dominante de băieți șmecheri și acorduri de cartel. Și noi trebuie să recunoaștem acest lucru. Eu nu știu de ce guvernul și mai ales parlamentul nu recunoaște că perioada aceasta din august până în aprilie, până în mai s-a greșit cu Consiliul Concurenței, s-a mers pe această reformă ieșuată cu măsări cu Andreea și noi 8 luni n-am avut conducerea Consiliului Concurenței. Consiliul Concurenței și acum nu prea este eficient, chiar dacă s-a schimbat conducerea, dar el nu are încă plenul, nu este completat. Consiliul Concurenței nu reacționează la timp. Consiliul Concurenței, dacă e nevoie de modificat legislație, Consiliul Concurenței repede trebuie să vină cu ideile cum trebuie de modificat legislația. Da, noi am avut acest ping-pong de 3 săptămâni de abuzul din partea unei companii monopolist care sunt multe întrebări referitor la regimul fiscal, de ce TVA se restituie la acest transoiu, multe întrebări cum el a intrat în posesia infrastructurii acvatice acolo și iată acest monopolist profitând de ocazie, a jucat, a testat nervele populației și guvernului. Da, guvernul a intervenit, dar 3 săptămâni oamenii au plătit. Și eu până în ziua de azi nu văd că acest monopolist să fie pedepsit. Ping-pongul este ba eu, ba rețelele de supermarket și nu-i clar cine devine. Deci se vede că aici este o mare problemă și guvernul este obligat
în aceste condiții, știind că economia e monopolizată, știind că la noi deseori prețurile sunt stabilite nu în baza argumentelor economice, dar în saune și în restaurante, de 3-4, și la produsele petroliere, și la produsele agroalimentare, și la medicamente, guvernul trebuie să intervină și să inasprească regulile de joc. Că altfel noi o să mergem tot așa cu reacția retroactivă, dar băieții șmecheri mai departe o să facă mendrele și o să profite de ceea ce se întâmplă. Cât timp, domnule Grădinaru, vorba domnului Slusar, se va acționa retroactiv? Și aici e vorba de executiv, dar și alte instituții ale statului. Nu este vorba de retroactiv, este poziția domnului Slusar. Spuneam, noi deja am intervenit pe acest subiect și sunt mai multe produse din aceste categorii. Este vorba și de legume, este vorba și despre ulei și fructe și așa mai departe și alte produse de primă necesitate. S-a intervenit aici. Dar Consiliul Concurenței, în opinia dumneavoastră, iată, după ce a fost numit un nou șef al instituției, este funcțional și face treaba această instituție atât de importantă, mai ales într-o asemenea perioadă? Este evident că toate instituțiile statului erau cum erau când le-am preluat. Noi încercăm să construim instituții puternice. Acest lucru nu se întâmplă în prima zi, a doua zi sau după o lună după ce am numit nou director. Aici trebuie schimbată și echipa și mentalitatea ca să se reacționeze rapid și să se acomodeze la situație. Da, instituția este în formare, dar e clar că încă nu lucrează așa cum noi ne dorim. Noi încercăm să pe de o parte să le acordăm credit de încredere, iar pe de altă parte să-i ajutăm să rezolvăm aceste probleme. Dacă ați văzut astăzi în Parlament, am votat două hotărâri de Parlament cu privire la crearea două grupuri de lucru care să examine anume aceste două aspecte. Unu, cât cui se datorează și care sunt instituțiile sau și care sunt întreprinderile care contribuie la această inflație, fie că este vorba de import, fie că este vorba în interior, și doi, care au fost măsurile care s-au luat până acum și dacă ele au fost sau nu suficiente și să vedem care instituții se fac responsabile de luarea acestor măsuri, fie eficiente, fie ineficiente, pentru a construi instituții puternice. Noi și-am spus exact când am venit în campanie. Scopul nostru este să construim instituții puternice și asta facem. Da, nu ne reușește peste noapte, dar o să încet, în pas cu pas, o să facem acest lucru. Și cu ce se va încheia activitatea acestor comisii? Cât va dura activitatea lor? Pentru că eu, din experiența mea scurtă de jurnalist, am văzut foarte multe comisii la nivel parlamentar, rezultatul cărora practic nu s-a soldat cu nimic. O să vedem cu ce o să finalizeze. Finalizeze cu un raport în maxim o lună de zile. Pentru acest termen a fost constituite aceste două grupuri. Ele trebuie să conțină în sine un raport și niște recomandări, ca întotdeauna. Și ulterior, aceste recomandări trebuie executate. Consiliul Concurenței urmează a fi fortificat, pentru că până astăzi nu am văzut nicio reacție din partea acestei instituții. Nu se prea face auzită. Cu siguranță că nu. Problema instituțiilor în genere, și nu e vorba doar de Consiliul Concurenței, în genere problema instituțiilor în stat absolut practic toate este că ele foarte puțin comunică cu societatea și unele lucrează mai mult, altele lucrează mai puțin, dar comunică puțin toți și din cauza asta societatea au o părere că nimeni nu lucrează în statul ăsta. Da, este și acesta un aspect la care trebuie să lucreze Consiliul Concurenței, dar eu cred că cel mai mult la ce trebuie să se concentreze este anume pe aceste aspecte, pentru a nu admite o concurență neloială, pentru a nu admite anumite jocuri și scheme pe piață care ar determina costuri nejustificate pentru cetățeni. Astăzi există suficiente instrumente, domnule Slusar, pentru a nu admite aceste jocuri pe piață, activitatea neloială a unor șmecherași, vorba domniilor voastre? Există instituții pârghii suficiente pentru a preveni, pentru a curma din fașa asemenea ilegalități? Legislația cu privire la protecția concurenței în mare parte este conform standardelor europene. Dar sunt anumite norme, anumite lucruri care eu văd că pot fi îmbunătățite rapid. Dar aici e nevoie ca Consiliul Concurenței să vină mai repede. Am în vedere procedurile în asemenea condiții. Eu am propus nouă dată să fie un pic simplificate și prioritizate procedurile legate de ancheta Consiliului Concurenței pe piețele agroalimentare la produsele de primă necesitate, la produsele petroliere și la medicamente, astfel încât
Consiliul Concurenței să, pentru dânsi să fie legal aceste aspecte introduce ca prioritare, să fie un pic redus termenul pentru audieri, pentru prezentarea probelor, este important să meargă mai repede. Probabil un pic e nevoie de adăugat atribuțiile Consiliului Concurenței și să acționeze. Ca atare, chiar și fără aceste modificări, Consiliul Concurenței, în mare parte, o 80% din punctul meu de vedere, are instrumentariul necesar. Încă o problemă care ar trebui să fie examinată, iarăși, din punctul meu de vedere, legislativ de introdus, de analizat dacă e bine în general ca cineva pe piețele agroalimentare sau pe piețele alimentare sau pe piețele produselor alimentare de primă necesitate să aibă pozițiile dominante, mai mult de 51% din piață. Dacă se permite acest lucru în condițiile Republicii Moldova sau nu. Și, desigur, iarăși, lucru care tot nu odată am propus. Ministerul Economiei, în loc de a facilita prin declarațiile sale, ale Ministrului Economiei, irresponsabile această inflație, când dânsul, să înțelegem, când iese Ministrul Economiei și zice că problema inflației asta e că ea este importată și noi trebuie să ne adoptăm cu scumpirile, asta e cel mai fertil sol pentru băieți șmecher. Așa, sub acest paravan, noi mai creștem cu 20-30% prețurile. Iată, în loc de acest liberalism nepermis la moment, Ministerul Economiei ar trebui să creeze un departament în cadrul instituției care se monitorizeze prețurile de primă necesitate la produsele petroliere, la medicamente și să colaboreze eficient cu Consiliul Concurenței în vederea combaterii acordurilor de cartel și abuzuri. Și iată complexul acestor măsuri rapid adoptate de către legislativul nostru și de către executivul. Eu cred că ar facilita combaterea acestui fenomen care noi vedem că este folosit de coloana a cincea care este în Republica Moldova și în lipsa altor argumente ei merg pe toate aceste handicapuri și cu toate aceste carențe care se observă în activitatea guvernului și parlamentului. Domnule Grădinaru, noi vom ajunge într-o bună zi în Republica Moldova în care acele companii care dau dovadă de concurență neloială, care, așa cum spunea și domnul Slusar, sfidează inclusiv, și dumneavoastră spuneați, inclusiv bunul simț, mai ales pe timp de criză, să fie sancționate foarte dur, conform legii, așa cum vedem în alte state din regiune. Doar astfel, cred eu, le poate fi potolită pofta pentru asemenea ilegalități. Noi deja trăim aceste momente. Nu am văzut acțiuni serioase. Tocmai asta vă spuneam, că instituțiile puțin comunică. Tocmai Consiliul Concurenței a sancționat un producător de lactate din Republica Moldova, care a săvârșit anume aceste acțiuni despre care dumneavoastră vorbiți și a fost sancționat suficient de dur. Acum intervine altă latură. Cei care sunt sancționați încearcă să se menajeze după denumirea de producător autohton și spune că, uite, doamne, guvernarea s-a apucat de producători autohtoni. Toți cei care sunt de bună credință sunt bine primiți de către autoritățile statului și cei care încearcă să facă șmecherii, toți cei care încearcă să încalcă ce legea, vor fi pedepsiți. Indiferent că sunt producători din țară sau că sunt importatori din afară. Și acest lucru deja s-a întâmplat. Dar vă spuneam încă o dată, aceste procese abia încep, pentru că până acum, într-adevăr, asemenea experiențe practic nu au fost. Acum, desigur că da, instituțiile, unul, trebuie să-și crească aceste abilități și să utilizeze competențele pe care le au și, doi, trebuie să prindă la curaj să înțeleagă că tot instrumentariul juridic care îl au la dispoziție va fi încurajat ca să-l folosească. Dar dacă nu există suficient instrumentariul juridic, să o spună, pentru că așa ar fi firesc, domnule Slusar, nu? Absolut. Eu am spus. În primul rând, ok, eu am venit cu aceste propuneri nu odată vociferate. Posibil sunt și alte, de exemplu majorarea amenzilor. Acum e cifra maximală de amendă e 4% din cifra de afaceri. Poate în asemenea cazuri, în cazuri flagrante sau cazuri de așa cu
sfidarea crasă a bunului simț și jocurile, manipulările pe piața produselor de primă necesitate, ar fi cazul de dublat aceste amenzile, până la 6, până la 8% de la cifra de afaceri. Și iarăși, domnul Grădinaru a zis de cazurile cu produsele lactate, dar aceste cazuri au fost câțiva ani în urmă. Deci exact, noi trebuie să înțelegem că asta e nevoie de urgentare procedurilor, de prioritizare. În cazurile de importanță socială, mai ales în situația în care este Republica Moldova, și mai ales că noi suntem în stare excepțională, eu cred că e nevoie de acționat mai urgent. Avem un eu caz vă dau concret, exemplu uleiul, cu produsele petroliere. Uleiul cel mai merită sancțiune caz sau nu? Astăzi, nu știu, Consiliul Concurenței s-a autosesizat. În mod normal, acolo, din punctul meu de vedere, eu nu sunt poate cel mai bun specialist, dar dacă să analizăm situația, a fost prima declarație la Transoil că ei au majorat deoarece nu știu ce, pe urmă a doua declarație a fost că ei au vrut să majoreze la sfârșitul lunii mai, dar retail-urile, supermarketurile s-au grăbit și au pus de la sine, și a treia declarație a fost că ei nu mai majorează. Și asta tot au pus pe seama retail-urilor. Aici lucrurile simple. Mergi la fabrică, analizezi care este prețul în gro, dacă Transoil spune adevărul și nu s-a majorat prețul, mergi la toate supermarketurile, vezi când s-a întâmplat această creștere prețurilor și dacă a fost sincronizată și a fost în unison făcut acest lucru, iată, de acolo nu s-a majorat, aici peste noapte la toți pusă prețul de 50-51 de lei, este un acord de cartel clasic. Nu trebuie mult timp. Eu nu înțeleg aceste proceduri extrem de birocratice, înțeleg că băieții mei erau la vocație, eu tot asta înțeleg, dar oricum, sunt niște cazuri, știți că prins în flagrant. Și când vedem că ultimul exemplu cu produsele petroliere, noi acel raport făcut încă de Raducanu, care a îndrăznit totuși, după mare critică, multă critică, să facă acest raport pe 2 ani, din 2019 până în 2021, acordul de cartel a 6 companii, pe 14 aprilie 2021 acest raport a fost distribuit deputaților în legislativul precedent. Noi suntem acum la 2 iunie 2022. Până în ziua de azi nici nu au fost audierele finalizate, ne vorbind la decizia plenului Consiliului Concurenței. Cu așa timpuri, dar toată această perioadă noi plătim, problema că peste 3-4 ani când îi vin cu verdictul, dar toate abuzurile puse în cârca consumatorilor, trebuie de schimbat aici regulile deja. Da. Ce se întâmplă pe piața petrolieră, domnule, în continuare gândului domnului Slusar, domnule Grădinaru, pentru că astăzi am văzut cu toți, benzina se apropie de practic de 32 de lei litrul, motorina 28 de lei. Există suficiente instrumente pentru a tempera aceste creșteri galopante sau iarăși doar factorul extern e de vină, împotriva căruia nu avem ce face? Primul lucru care am vrut să-l punctez, eu cred că sancțiunile sunt suficient de mari pentru încălcarea normelor de concurență și nu cred că problema este în sancțiuni. Eu cred că problema este în faptul că până acum nu s-a utilizat aceste sancțiuni. Deci oamenii încălcau deliberat pentru că știau că nu vor fi pedepsiți. Acum ei trebuie să înțeleagă că acest lucru se va întâmpla și să nu mai încerce să încalce legea pentru că vor fi dur pedepsiți. Al doilea lucru, cei ce vorbiți dumneavoastră referitor la carburanți, la carburanți lucrurile stau un pic mai simplu în sensul determinării, încălcării sau lipsei acesteia, pentru că aici cred că și domnul Slusar știe foarte bine cum se formează prețul la carburanți astăzi. Din patru elemente a formulei de calcul a prețului, trei sunt statice care nu se schimbă. Și respectiv doar unul este fluctuant și care este în limita 4% de la costul prețului de import. Deci, practic, ei nu au marjă mare de influența prețul, de a-l crește sau de a-l umfla acest preț. În mare parte, el reflectă situația de pe piața internațională a carburanților. Nu neg faptul că și la ei poate exista acest lucru și desigur că cu cât este mai mare prețul de achiziții, cu atât acest
4% poate fi reprezentat mai mult, pentru că una este când e 4% din 9 lei și alta când e din 27 de lei, 4%. Dar undeva aici sunt prețurile și, cum vă spuneam, cea mai mare parte oricum este generată de, sau practic majorarea esențială vine de la prețul de achiziție. Dar ne putem permite să plafonăm aceste prețuri? Spuneați dumneavoastră la începutul emisiunii că vă orientați inclusiv în regiune, ce acțiuni mai întreprind ce alte state. Unele țări europene, de exemplu, Ucraina, dacă nu greșesc, a procedat la fel, a plafonat prețurile pentru carburanți. Păi tocmai asta vă spuneam, că și noi tot am plafonat un pic, într-un fel, numai că plafonarea aceasta nu este directă, ci este una indirectă. Altfel spus, dacă eu nu greșesc, 4% este maximum, domnul Slusăr, dacă vă amintiți. 4% dacă îmi amintesc. E marjă fixă. Acuși ei au posibilitatea maxim până la 4% din cât eu îmi amintesc acum exact. Și ei, din cât eu îmi amintesc, în jur de 2,4-2,5 foloseau din această marjă de adaos comercial. Dar cumva această plafonare este totuși la noi, indirect, dar ea există, da, ca să plafonăm acest lucru. Însă, cum spuneam, întotdeauna pentru cei care sunt în domeniul privat, cumva încearcă să sfinteze regulile ca să-și mai facă niște economii acolo. Dar spuneam, la carburanți eu nu cred că este atât de determinantă situația cum a fost la ulei, când s-a intervenit și practic dublu sau în jumătate a scăzut prețul după intervenție. Cu produsele petroliere, la fel noi avem această problemă și la fel eu aștept intervenția Consiliului Concurenței, că mecanismul actual este următorul. Se plafonează prețul. Prețul este plafonat în baza cotațiilor plați, la care au acces doar membrii ANRE, nici guvernul nu are acces la aceste cotații. Și aici eu am o doză de neîncredere la unii personaje de la ANRE. Se ia în calcul TVA, acciz și marja fixă, care la moment este 2,62 lei de bani. Iată, asta e marja de profit în care trebuie să încadreze toți vânzătorii produselor petroliere. Doar că șmecheria aici care este? Am vorbit chiar recent cu neoficial cu reprezentantul unei companii petroliere. El se râde. A spus că noi foarte bine cunoaștem tendințele. Când o să scadă de grabă, când o să crească prețurile plus minus. Și noi știm că când trebuie de cumpărat. Dar prețurile se schimbă zilnic. Și aduc, importă benzină și motorină, este un preț. Și dar adânci rezervele, cineva are 2 săptămâni, cineva are 3 săptămâni și pe urmă ei fac importuri când prețul este relativ ieftin, așa se încearcă, cu tendința ascendentă. Și Andrei fiecare zi după asta majorează prețul. Și băieții că Andrei pune prețul plafon. Mai jos poți. Dacă ar exista concurență pe piață, tu mai jos concurează. În Ucraina, chiar și în timpul războiului, acolo diferența la pompă între 2-3 hrivne. Că sunt mulți jucători și regulă la noi 2-3 bănuți. Și la cele mai mari companii. Și la cel mai important, că dacă analizezi, ei ocolesc această marjă, pentru că ei au procurat la prețul mai ieftin, în 10 zile, fiecare zi, prețul crește și reiese prin această șmecherie, ei au marjă, nu 2,62, dar așa cum mi-a spus reprezentantul companiei petroliere, la noi iese și 3,5 și 4 lei, noi principalul să știm, în mod normal, iată, dacă noi am fi avut Consiliul Concurenței eficient, versat în probleme, fiecare zi, după ce Andrei ca dispecer pune acest plafon maximum și imediat cu acest plafon, fără concurență, toți jucătorii importanți ridică prețul până la acest plafon cu diferență de un ban, Consiliul Concurenței trebuia să vină la toate aceste companii, importatori, că noi avem 3 importatori, să știți, din toți aici, noi avem 3 importatori mari. Să vii la importatori și întrebi, tu cu cât ai importat? Aha, uite, care prețul? Da, de ce voi ați majorat azi prețul dacă voi ați împărtat așa? Da, nu se încalcă aici marja? Da, dacă ați făcut chestia asta sincron, păi da, lucrul nu este acord de cartel.
Poftim? Nu s-a făcut până acum acest lucru? Până ziua de azi. Eu spun că zilnic, de când s-a introdus regula că zilnic se schimbă prețul, că inițial a fost odată în două săptămâni, de când s-a introdus chestia asta de vara trecută, deja când Parlamentul actual a modificat legea, de atunci noi asistăm zilnic, din punctul meu de vedere, la acordul de cartel, mai ales când este vorba de majorarea prețurilor. Și Consiliul Concurenței trebuia odată de două ori să intervină, probabil că noi am fi curmat această practică. Din păcate, avem și aici probleme. Așa se întâlnea odată la două săptămâni, acum se întâlnesc mai zilnic, da? Nu, la două săptămâni, cumva, asta s-a luat în calcul când importă. De la momentul importului. Și când era la două săptămâni, unele companii mari au început deja să iasă din acest cartel. Apropo, eu am văzut materiale. O companie din aceste șase a colaborat cu ancheta și a dat niște informații importante cum s-a făcut acest acord de cartel. Păi... După ce s-a schimbat legislația și cam acei care au stat la baza acestei modificări, au luat acest lucru, din cât eu am fost informat, din nou acele trei mari borosani, mă scuzați de expresie, iar au revenit să dicteze regulile la piață. Păi legea nu e bună sau Consiliul Concurenței trebuie să intervină? În mare parte Consiliul Concurenței. Eu nu spun că doar problema e în lege. Eu spuneam și mai devreme, pentru că sunt norme care se încalcă și care le poți demonstra și sunt norme care noi doar le intuim sau undeva agenții economici sunt mai șmecheri decât instituțiile statului și încearcă să ocolească legea. Asta nu este atribuția mea, este atribuția Andreiului și trebuie să-și facă jobul. Dacă vom constata că nu-și fac bine lucrurile, vor fi trași la răspundere. Acum tot ceea ce am putut noi să facem mai bun pentru a soluționa această problemă a fost să construim condiții bune în Republica Moldova ca să vină și alți importatori și alți jucători pe piață ca într-adevăr să creeze această... Pentru a stimula concurență. Competitivitate, sigur că da. Și dacă vă aduceți aminte, încă înainte de anul nou am aprobat un pachet de legi care simplifica accesul importatorilor pe piața din Republica Moldova. Și acest lucru ar fi determinat anumite investiții în Republica Moldova care ar fi atras după sine importatori noi. Acum, odată cu acest război, desigur că agenții economici nu se grăbesc foarte mult să investească și mai ales în acest domeniu care este atât de fluctuant și atât de periculos în ziua de astăzi. Și da, suntem la etapa cea la care am intrat în război. Dar spuneam, este o tendință pe care încercăm să o implementăm și să, pe de o parte, să creștem concurența, pe de altă parte, să constituim niște instituții puternice care să intervină atunci când este cazul. Da. În continuare vreau să discutăm și despre aprovizionarea malului drept al Nistrului cu energie electrică. Înțeleg că a fost prelungit, există o înțelegere că în următoarea lună vom mai procura energie electrică de la centrala de la Cuciurgan. În schimb, autoritățile constituționale de la Chișinău au eliberat uzine metalurgice de la Râbnița, acea autorizație de mediu. Deci s-a făcut cumva un schimb. Noi procurăm energie, noi le dăm lor această autorizație de mediu. Chiar atât de proastă e situația pe malul drept, chiar atât de mult suntem șantajați noi de către regimul separatist de la Tiraspol, nu avem alte pârghii pentru, nu știu, pentru a curma cumva acest șantaj? Deci noi suntem într-o situație în care am fost noi singuri, pe noi ca și Republica Moldova, ne-am condamnat pe timpul acelor 30 de ani. Pentru că am avut o mentalitate de vasal în situația în care întotdeauna am mers în genunchi la Moscova și am cerșit un preț mai ieftin la gaz pentru ca să nu ne diversificăm resursele energetice. Și astfel am fost dependenți până acum de un singur agent care ne poate oferi resurse energetice. Și în această situație este foarte complicat să negociezi când depinzi de un singur, de o singură resursă. Ceea ce am făcut noi, am încercat să diversificăm resursele sau sursele de unde putem asigura cu resurse energetice, fie că este vorba de gaz, fie că este vorba de energie electrică și vedem că aceste eforturi continuă ale domnului ministru Spânu și încercăm să facem pași pe dimensiunea asta. Unu, să depozităm, să ne asigurăm cu depozite suficiente de gaz în țările vecine. Doi, să construim acea linie de înaltă tensiune, de înaltă tensiune care să ne asigure o conexiune suplimentară în, de alternativă. Ne-am conectat la rețeaua europeană de energie electrică, astfel încât să fim mai puțin dependenți de resursa care trece prin Transnistria.
Acum, da, această posibilitate este, dar ea este scumpă. Desigur că noi oricând putem apela la ea, dar va fi mai scump. Iar în contextul în care și așa toate resursele energetice sunt scumpe, desigur la apelarea la o resursă, la alta decât cea care este mai ieftină, este complicată, pentru că ar bate la buzunar. Dar cert este că avem alternativă și în situația în care se va pune problema deconectării sau mă știu eu, noi avem alternativă. Dar da, dacă este posibilitatea la moment să utilizăm aceste resurse energetice, noi le vom face și le vom încerca să obținem cel mai bun preț, dar nu cu prețul ca să nu diversificăm resursele energetice. Și aici spuneam, în afară de cele care sunt încercarea resurselor, diversificarea resurselor în afară, ați văzut cu un accent mare, spune și inclusiv pe eficientizarea costurilor la întreținere în ceea ce ține utilizarea resurselor energetice în Republica Moldova, fie că este vorba de obținerea energiei regenerabile, deci vorbim de eoliene și de fotovoltaice care pe larg sunt susținute acum în Republica Moldova, fie că este pentru consum personal, pentru că consum pentru afaceri sau industrial, scop economic, da, fie că este termoizolarea blocurilor și conservarea energiei în instituțiile, în special am început cu cele publice. Asta durează în timp. Sigur că da, păi asta și spun că dacă se întâmpla acest lucru cu un an, cu doi, cu cinci, cu zece, cu 20 în urmă, eram la altă etapă. Acum ne-am asumat noi acest proces și da, o să vină rezultatele când o să vină, dar le-am început azi. Că... Și asta însemna că până atunci Chișinăul permanent va oferi în schimbul energiei electrice celor de la Tiraspol autorizație de mediu pentru uzina metalurgică de la Râbnița? Nu știu care a fost înțelegerea acolo, pentru că dacă spuneți că a fost înțelegere, nu, eu personal nu cunosc ce a stat la bază acolo la discuții, la cele negocieri și ce termene au fost ele agreate, nu pot să vă spun. Eu știu sigur că noi suntem asigurați și vom fi asigurați cu resurse energetice. Alta este necunoscută prețul, care este atât de fluctuant. A fost o înțelegere sau nu, domnule Slusăr, în opinia dumneavoastră? Le oferim autorizație de mediu, în schimb ei ne oferă energie electrică. Evident, noi plătim pentru ea, pentru următoarea lună de zile. Am avut o altă alternativă? Evident că a fost înțelegere și îmi pare rău că deputații din Comisia Finanțe Economie, comisia foarte importantă și domnul Grădinar este un membru activ al acestei comisii, deputații nu cunosc detaliile acestei negocieri. Ar fi bine ca legislativul să intervină câteodată în tot ce se întâmplă. Eu sunt critic. Eu consider că este un barter în detrimentul intereselor Republicii Moldova. Și dar există altă soluție? Vă spun de ce. Acuși eu un pic cunosc situația în Transnistria și din punctul meu de vedere s-ar fi putut negociat altfel. Unicul avantaj au raporturilor între Mau Drept al Nistrului și Cuciurganu, care, apropo, aparține RAU ES și o bună parte din bani. RAU ES, o parte din bani se duc la Federația Rusă, inclusiv și pentru război. Unicul avantaj care noi avem din aceste relații, prețul. Relativ prețul mai mic decât pe piața regională. Și asta ar trebui să fie linia generală. Pe de altă parte, Transnistria la ora actuală trece printr-o criză mult mai gravă decât restul Republicii Moldova. Mult mai gravă. Contrabanda și importurile, mișmașurile cu Ucraina la hotar sunt stopate. Toate importurile, exporturile merg exclusiv prin Mau Drept al Nistrului și prin România. Tehnic și fiscal aceste operațiuni depind de Republica Moldova. Uzina metalurgică de la Râbnița este întreprinderea de bază care aduce aproape jumătate în așa zis bugetul transnistrian. Energia electrică care generează cu Ciurganul nu poate fi vândută nimănui în afară de Mau Drept al Nistrului. Fără activitatea uzinei metalurgice care consumă în acea quasi-republică, 40% din toată energia electrică care este pe acele 5 raioane.
Adică dacă nu lucrează uzina, nici pe interior nu prea au unde comercializa. Eu am ascultat înainte să fie demis, apropo, guvernul transnistrean, așa zis guvernul, așa zis transnistrean, a fost demis, anume ca răspunsul, ca încercare de a găsi țapă spășitori, de ce situația devine tot mai deplorabilă la această regiune. Și eu am auzit ultimul discurs la prim-ministru demis, că el spunea că măcar dacă avem 70% din această energie electrică cumpărată, poate cumva o să avem, o să găsim soluții pentru a plăti salariile și pensiile. Situația adânci este destul de problematică. Și acest lucru nu doar eu cunosc. Cunosc și serviciile speciale, cunosc și la guvern. Din punctul meu de vedere, poziția noastră trebuia să fie următoare. Noi acceptăm prețul $53 care au fost și un contract de minimum pe un an. Iată unicul interesul nostru și unica variantă la care noi trebuia să acceptăm, dacă voi nu schimbați prețul sau chiar dacă ați majorat un pic, eu impus tot de la $53 la $59, dacă ați majorat un pic, facem un contract de lungă durată, așa cum a fost negociat în februarie. Restul noi nu acceptăm. Eu sunt convins că dacă ar fi fost negocierile cu Ucraina, care nu este cointeresată că banii din Republica Moldova să meargă pentru război, ar fi fost obținut un alt preț, poate un pic mai mare, poate un pic mai mare decât existent, cu ideea că timp de o lună sau maximum două, această mică diferență ar fi fost subvenționată din partea guvernului. Sunt absolut convins că peste o lună cei de la regimul separatist care acum fac și vor acest gușan, ar fi venit la noi și spune noi suntem de acord cu $53. La dânsii colaps economic, peste o lună, maximum peste două, dacă ei nu au acest contract. Noi, iar cu în asemenea condițiile grele, ei totuși ne-au impus acest contract, care iar pe o lună noi am prelungit și așa cu țărăita. Politic, probabil că ei acolo așteaptă că mai repede totuși, dar totuși poate rușii iese la hotar și noi o să fim pe cal. Dar la moment, pe cal, în raport cu dânsii, este Chișinău. Pentru corectitudine, domnul Slusar nu fac parte din Comisia Buget, fac parte din Comisia Juridică, dar în ceea ce ține nemijlocit despre oferta ucrainenilor. Deci ucrainenii au participat la această licitație și au fi putut da preț, dacă ar fi putut, ar fi dat un preț mai jos, dar au dat din păcate... De licitație nu vorbim, acolo procuratura trebuie să se ocupe. Nu. Licitația, iată când voi ați început negocieri directe, deja noi am văzut progres. Licitația când o firmă lui Boica și Andronache împreună cu Cuciurganu s-o înțeles la $96 să dă același preț, asta nu era licitația. Asta era schema care a fost curmată la ultima sută de metri de către prim-ministru. Eu înțeleg, eu vorbesc despre altceva, că agenții economici ucrainieni, dacă ar fi fost interesați ca astfel inclusiv să participe și ei la soluționarea diferendului transnistrean pentru cumva a se asigura și ei că nu mai stă armata în coastele lor, mă scuzați de expresie, atunci da, ar fi putut da și ei un preț mai jos, dar din păcate un asemenea preț nu a fost și am reieșit din situația în care este. Dar eu spuneam, acum noi rămâne doar să ne dăm cu părerea, sunt echipele care negociază și eu am toată încrederea ei că au găsit cea mai bună soluție, dar cea mai bună soluție nu este pentru azi, acum, aici, cea mai bună soluție este pentru viitor și trebuie să ne asigurăm că luăm toate măsurile ca niciodată să nu mai fim în asemenea situație. Pentru corectitudine, cum cer scuze că nu am atribuit unde lucrez, dar pentru corectitudine de prețuri. Dacă inițial vorbești că ei nu au vrut așa, inițial a fost schema când guvernul nu s-a implicat direct. Așa a lăsat vicepremierul pe voia sorții chestia asta și a fost așa zisă licitația. Prețul era $96 dat de toate companiile ucrainene. A mai trecut ceva timp, s-a fost anulată această licitație dedicată și trucată și următorul preț noi am primit $82 deja. Acum, iată 30%, chiar dacă prețul este mare taină comercială, eu cunosc cu Energoatom, noi avem deja prețul $77. Deci de la $96 noi am coborât la $77. Și eu cred că dacă vom întreprinde eforturi suplimentare la negocieri directe politice cu domnul Zelenski,
cu toate lucrurile explicate că care este problema cu Transnistria și cu unde sunt bani, noi de la $77 mai scadem la 60. Da, nu știu care ar fi prețul de comercializare a energiei electrice pe interiorul Ucrainei, dar ucrainenii îmi imaginez că nu vor putea oferi Republicii Moldova la un preț mai mic decât prețul de cost, știți care? $15 pentru o megaoră. $15. Și livrarea, nu, livrarea, transportarea. În Europa, clar, lucrul ei vând mai scump. Dar eu repet încă o dată. De ce am insistat atâta la negocieri politice? În condițiile războiului, în condițiile regimului separatist și schemelor lui Andronache, negocierile directe care se duc acum sunt cea mai reușită variantă. Dar argumentele trebuie să avanseze la nivelul între doamna Maia Sandu și domnul Zelenski cu acest argument. Voi doriți că noi mai departe să nu plătim acești bani pentru să fie cumpărate armele împotriva Ucrainei? Dacă da, haideți să faceți o companie de stat de odin și este și un preț rezonabil care poate fi concurențial cu acest preț de 53. Poate fi un pic mai mult. Noi vedem că la prețul de $60, 65 medie, tariful nu se schimbă. Eu cred că dacă ar fi un preț de $60, și tot volumul să fie livrat de la Ucraina, măcar pe câteva luni. Noi o să vedem că tariful nu se schimbă, dar pe de altă parte noi punem în genunchi pe cei din Transnistria și atunci vedem ce ar face ei. Și noi trebuie să înțelegem că noi în paralel cu această uzină metalurgică, noi ucidem producătorii aici pe malul drept al Nistrului care achită impozitele. Noi periclităm investițiile române care vor să investească aici să facă uzină metalurgică. Noi facem lucrurile în dezavantajul interesului național, da. Când eliberăm tot această autorizație, știind foarte bine că acolo nu se respectă normele mediului și această fabrică nu a fost inspectată de când a fost fondată în 1985. Da, am înțeles, de dumneavoastră, dacă aveți o replică la cele spus de domnul Slusar. Eu m-am expus și reiterez, spuneam. Deci eu am încredere în echipa de negocieri de la minister și eu cred că ei au cea mai bună soluție, așa cum au avut-o pe exterior, cum vă spuneam, când au diversificat resursele și așa cum au pe interior, acum sunt sigur că aceeași abordare vor avea aici. Acum să vorbim noi, acum să facem aprecierea la televizor a echipei de negocieri, cred că nu este cazul, pentru că spuneam, acum în această situație dificilă toți politicienii și în Parlament și pe stradă o fac pe cei mai mari specialiști, dar din 30 de ani tot acolo am bătut și tot s-au perindat la putere și exact în același loc suntem unde am fost cu 30 de ani în urmă. Noi încercăm să schimbăm paradigma și să avansăm. Da, mai avem foarte puțin timp. Vreau să vă întreb ce așteptări aveți de la noul șef al Serviciului de Informații și Securitate, care a trecut astăzi de votul Parlamentului, Alexandru Musteață, l-a înlocuit pe Alexandre Saulenco, care și-a depus cererea de demisie. O candidatură bună sau mai puțin reușită, inspirată? Da, eu am încredere în domnul Musteață. Ce vreau să spun, că domnul Saulenco nu neapărat a fost un administrator rău, în viziunea mea personală, că nu este în subordonarea noastră directă această instituție, dar eu am încercat să fac analiza prin prisma la trei elemente. Managementul instituției, oferirea informației instituțiilor, cum ar fi în cazul nostru Parlamentul, și trei, reforma instituției ca atare. În ceea ce ține de management, mai puțin pot să mă refer, pentru că nu subordonează nouă și n-am fi avut posibilitatea să cunosc aceste aspecte. În schimb, la celelalte două pot să vă spun. În ceea ce ține de prezentarea informației, în cazul dat Parlamentului, nu întotdeauna informația a fost cea mai de bună calitate și relevantă. Uneori ne-a și dus în derizoriu o anumită informație care a fost prezentată și aici avem anumite întrebări, personal eu. În ceea ce ține de reformarea instituției, eu cred că domnului Saulenco i-ar fi fost foarte greu fiind un om din interiorul sistemului. Ori poziția noastră a fost întotdeauna că ar fi bine ca să aducem oameni din afară pentru a schimba lucrurile în această instituție. Pentru că știm și noi și știi și societatea, acolo sunt fel de fel de clanuri care luptă între ei, care se bat, nu știu ce mai fac, lucrează unul împotriva altuia. Este bine să vină cineva din afară și să încerce să îmbunătățească lucrurile. Și tocmai din acest lucru eu
cred că este binevenit domnul Musteață, cumva vine din afară, are studii inclusiv în acest domeniu, are experiență managerială, are și experiența acum în calitate de consilier a doamnei prim-ministru. Deci are experiență, are calități, are carismă, eu cred că o să fac față. Da, carisma e mai puțin important. Ba da, în asemenea instituție este esențial. Da, bine. Da. Vă dau crezare, atunci cunoașteți mai bine, dar, domnule Slusar, dumneavoastră, cum credeți? Va reuși să modernizeze SIS-ul, noul șef al instituției? Va reuși să ofere un nou suflu, să o transforme într-o instituție capabilă să răspundă provocărilor serioase de securitate pe care le avem astăzi noi? Eu, deocamdată, n-am înțeles această disemnare. Haideți să vedem, să dăm crezare ce vor spuse de domnul Grădinaru. Nu cunosc această persoană, domnul Musteață, doar un pic pe mine mă pune în gardă faptul că dânsul a fost membru Consiliului Ametau Feroz toată această perioadă și cam această întreprindere se duce de râpă și se falimentează, din păcate. Mai mult aici clar că întrebarea este o agenție proprietății publice. În general acolo sunt mai multe întrebări, dar ce ține de domnul Iesaul, că cu toate întrebările și carențele la SIS, eu din funcția mea de deputat, fost deputat, pot să confirm că în toată această perioadă dânsul a făcut multe acțiuni împotriva serviciilor din Federația Rusă aici. Și dânsul a contribuit în măsura esențială, eu aș spune, în combaterea, în luptă cu anumitor oligari. Și în campania electorală chiar unele porcării mărșave făcute de Platon, anume datorită implicării SIS-ului, au fost contracarate. Nu neg că au avut probleme, că este persoana din interior, posibil au avut anumite probleme, dar cel puțin eu în toată această perioadă am simțit poziția lui fermă pentru protejarea intereselor naționale ale Republicii Moldova, mai ales în raport cu țara agresor. Ce va fi acum, cum va fi reformat, important că în această perioadă destul de complicată să nu fie pierdut mult timp până a intra nou director în esență, că această reformă cumva să nu influențeze asupra proceselor geopolitice și proceselor de securitate. Vedem, la moment eu nu înțeleg această desemnare. Da, eu cred că eu sunt de acord cu domnul Iesaulincu, în special pe perioada de războiului a luptat destul de eficient cu dezinformarea, de asemenea pe timpul pandemiei, același lucru cumva a fost ok, dar spuneam, vrem să și să construim instituții puternice. Noi să le reformăm. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și domnilor voastre pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Noi ne revedem mâine seară împreună cu președintele Parlamentului Igor Brosu. Până atunci, toate bune!